Bună ziua, doamnele mele! Doamnele mele frumoase și talentate! Am intrat în linie dreaptă, ultima săptămână de Crăciun. Am făcut decorațiuni de Crăciun? Da, am făcut. Am făcut suportul de lumânări? Am făcut. Am făcut coronițe de advent? Da, am făcut. Ne-am pregătit, am făcut și lichior de ouă, am învățat să facem și maioneză în 5 minute. Și urmează momentul cel mai greu și cel mai dificil, unde cheltuim bani în neștire. Da, pentru că vin copiii, nepoții la colindat, copiii prietenilor, vecinilor, copii necunoscuți care o să ne bată la ușă. Și banii zboară, 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 zboară. Dar ce ar fi să vă învăț un truc ca să scăpați ieftin de foarte mulți copii, numai și numai cu 20 de lei? Știți ce o să facem? Nici mai mult, nici mai puțin decât un coș plin cu dulciuri, un coș al abundenței pentru colindătorii de Crăciun. Și nici nu vă vine să credeți, dar exact cu 20 de lei vom scăpa de ei. Deci avem vechiul nostru coș de la bunica, că am adus struguri, că am adus nuci sau mere, nicio problemă. L-am spălat, l-am curățat, l-am șters de praf și acum o să-l decorăm. O să așezăm niște beteală pe fundul coșului ca să nu se vadă împletitura. De jur împrejurul coșului o să-l așezăm o beteală și o să o ornăm frumos, pentru că cu cât va fi coșul mai frumos, cu atât vor fugi ochii copilașilor și nepoțeilor spre dulciurile care se află în acest coș. Ia uitați cât de bine arată! Am pus această beteală care se numește înzăpezită, care a îmbrăcat coșul foarte bine. Coșul nostru va avea trei secțiuni. Vom pune Crăciunițe, globuri, iar în partea aceasta vom umple cu dulciuri. Deci vom decora coșul cu Crăciunițe, florile de sezon. Am ales niște Crăciunițe pe care se află și Holly. Și arată foarte bine Holly sau laurul nostru pe românește. După ce vom umple acest coș, veți vedea cât vor fi de atrași ochii micuților de ce se află în acest coș. Deci am pus florile de Crăciun, Crăciunițele. Acum așezăm o secțiune cu globuri. Cu globuri de toate culorile, și mari, și mici. Care strălucesc și vor fura ochii celor mici. Pentru că după ce vom așeza, umple acest coș, dumneavoastră o să-l așezați undeva la ușă, pe un piedestal sau pe un scaun sau pe ce aveți, ca în momentul în care ușa se deschide, ochii copilașilor să alerge direct spre coș cu dulciuri. O să vedeți cât de fascinați vor fi și nu vor mai vrea bani, ci vor vrea exact ce se află în coșul dumneavoastră. Am așezat globurile. Și acum, am cumpărat bomboane de pom. Ce vedeți aici este exact de 10 lei. Punem în partea din față. Ia uitați cât de abundent este coșul nostru. Și aici am luat dulciuri mărunte numai și numai de 10 lei. Din dulciurile care se află aici, cadelele au fost cele mai scumpe. Astea sunt 1,50 lei bucata. Deci 3 lei. Am luat înghețată caldă, e un fel de bezea, 1 leu bucata. Bomboana uriașă pe care noi am făcut-o, am învățat-o într-un video, să o faceți. Aceasta nu o pun deocamdată la socoteală. Am cumpărat niște biscuiți care costă numai 50 de bani, foarte frumoși. Foarte aspectuoși, de 2 lei. Deci până acum avem 3 cu 2, 5,
7, 8, sunt tot 50 de bani, 9, tot 50 de bani și alte acadele, 50 de bani, 10. Deci cu 20 de lei am umplut acest coș cu dulciuri, cu globuri, cu crăciunițe. Acest coș foarte aspectuos, așezat la intrare, va fura pur și simplu ochii micuților și credeți-mă, vor uita de bani. Rămâne să mai adăugăm o funtă la acest coș, totdeauna o funtă frumoasă, atrage ochișorii, pe care puteți să o luați. O să o lăsați fie aici în mijloc pe mâner, fie să o duceți într-o parte și puneți acest coș, cum v-am spus, lângă ușă, în momentul în care dumneavoastră deschideți ușa, ochișorii copiilor să fugă pe acest coș. Vor dori dulciurile de aici, credeți-mă, nu vor mai dori bani. Asta este fericirea copiilor. Dulciurile. Cât de multe dulciuri de sărbători. Și dacă le prezentăm într-un mod frumos și atractiv, copiii vor fi foarte, foarte bucuroși. Dragele mele, mai este o săptămână până la Crăciun. Eu vă doresc multă fericire, noroc și sănătate și să ne vedem sănătoși la anul care vine. La mulți ani, oameni frumoși din România!